Bună ziua! Sunt Marina de la crochetdecor.ro și astăzi vreau să îți arăt cum mi-am făcut și eu primii papuși de casă croșetați. Pentru a realiza acest papucel de casă, am avut nevoie de următoarele materiale. O pereche de tălpi, mărimea 38 pentru un interior de 23 de centimetri. Și 124 de grame de fir. Fir velutino. Eu am folosit culoarea roșu și culoarea roz. Codul de culoare pentru roz este 219 și avem un singur roșu cu codul de culoare 207. Am folosit două croșete, o croșetă de 1,75 cu care am croșetat fața papucului și o croșetă de 2,5 mm cu care am croșetat tălpicul interior al papucului. Am făcut acest tălpic interior și am făcut următoarea schemă. Mie mi-a fost mai ușor să croiesc tălpicul croșetându-l rânduri dus întors. Am croit tălpicul interior pornind cu 7 ochiuri lanț în care am croșetat 7 piciorușe scurte. Rândurile sunt marcate cu aceste bulinuțe care ele sunt roșii. Rândurile alternative sunt unui negru, următorul albastru și tot așa. Am folosit în realizarea tălpicului doar picior scurt. Este simbolul pentru piciorușul scurt. Aceasta este înmulțirea când croșetăm două piciorușe scurte în același ochi din rândul anterior. Scăderea, în care lucrăm două piciorușe încheiate împreună, și ochiul de lanț pentru întoarcere. La fiecare rând am făcut câte un ochi de lanț. Folosesc croșeta de 2,5 mm și încep. Croșetez 7 ochiuri lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trag firul, marchez începutul și aici mai fac un ochi de lanț pentru întoarcere. Primul rând din schemă înseamnă 7 piciorușe scurte, ochi de întoarcere. Acesta este ochiul lanț de întoarcere și atunci introduc croșeta în a doua buclă de la croșeta și fac piciorușul scurt. Închid piciorușul scurt. Pun semnul și croșetez. 2 3 4 5 Am pierdut. 1 2 3 4 5 6 Am greșit numărătoarea. Scot semnul și am 7. Întorc, fac un ochi de lanț. La rândul 2 fac câte o înmulțire la început și la sfârșit de rând. Și aici fac înmulțirea. 2 ochiuri în aceeași buclă. 2 3 4 5, 6, 7, scot semnul, 8, 9. Acesta este rândul 2. Continui. Ochi de lanț și încep rândul 3. Primul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acesta este rândul 3.
continuăm așa până la rândul 13 inclusiv. Am croșetat rânduri drepte dus întors până când am ajuns la rândul 13. Și acum încep rândul 13. Este la fel ca celelalte anterioare, câte un picior scurt în fiecare ochi din rândul anterior. 9 picioare scurte la sfârșitul rândului 13. Întorc ochi lanți. 1 3 4 5 6 7 8 9 picioare scurte. Vedem cum se așează pe călcâi și îi se vede înmulțirea la început și sfârșit de rând. Rândul 14. Ochi lanți, o înmulțire. 1 2 înmulțire. 2 piciorușe scurte în primul ochi. Deci avem 2 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și acum înmulțirea în ochiul de final. 10 11. Și acum rândul 15, care spune câte un picior scurt în fiecare ochi din rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vom continua în acest mod, câte un picioruș scurt, în fiecare ochi din rândul anterior, până la rândul 20 inclusiv. Am terminat rândul 19 și încep rândul 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La rândul 21, facem o înmulțire la început și la sfârșit. Ok, de lanț pentru întoarcere. 1. Al doilea picior scurt în același ochi din rândul anterior pentru că fac o înmulțire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Am ajuns în ultimul ochi din rândul anterior și fac o înmulțire. 11 picioare scurte până acum. 12 13. Rândul 22 înseamnă câte un picior scurt în fiecare ochi din rândul anterior. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continuăm în același fel, cu câte un picioruș scurt în rândul anterior. În total, la fiecare rând avem câte 13 piciorușe scurte. Și continuăm așa până la rândul 29. Încep rândul 29 și fac câte un piciorul scurt în fiecare ochi în rândul anterior și în ochi de lanț pentru întoarcere. 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La rândul 30 facem câte o scădere la început și la sfârșit de rând. Un ochi de lanț pentru întoarcere și acum fac scăderea. Primul picioruș scurt din scădere nu-l închid. Și acum închid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și acum scăderea, am ajuns la ultimele două ochiuri din rândul anterior și fac scăderea. Îl închid pe al 11-lea ochi. Rândul 31 va fi din nou câte o scădere la început și la sfârșit. Am tot lucrul, un ochi lanț, prima scădere, introduc în primul și acum în al doilea ochi, închis, tot ce lucrăm, tot lucrăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Pentru rândul următor, rândul 32, lucrăm câte un picior scurt în fiecare ochi de rândul anterior. Și acum, rândul final, întorc ochi de lanț și lucrez câte o scădere la început și la sfârșit. Scădere, începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, am ajuns la ultimele două ochiuri și la scală. 7. Am terminat. Acesta e tălpicul meu. Îl croiești după forma tălpii pe care o ai la dispoziție. Nu te înfirul pentru că vom continua atașarea de talpă. În fiecare ochi vom coase prin croșetare cu picior scurt tălpicul și în fiecare ochi din talpă vom face câte două piciorușe scurte. Mai întâi fixăm tălpicul pe talpă. Așa, cât de cât. Îl fixăm în patru locuri. Eu am folosit marcatoarele la spate și două pe lateral. Deci de unde am rămas, croșetăm. Aici, în ochiul acesta, fac un picior scurt pentru că atunci când voi termina atașarea, voi mai face încă un picior scurt aici. Și pur și simplu iau firul și fac un picior scurt în următorul ochi. Încercăm să luăm ambele bucle. Asta e partea cea mai dificilă din tot papucul. În rest, fața merge pe același principiu ca la toți ceilalți papuci croșetați. Am ajuns la ultimul ochi de din firul de poliester. Așa, și aici mi-a rămas să fac încă un ochi în prima buclă de poliester în care m-am anexat. Acesta este tălpicul anexat de talpom prin coasere prin croșetare. Acum, în continuare, pentru a face fața papucului, eu voi schimba culoarea. Însă, dumneavoastră, dacă nu schimbați culoarea, puteți continua exact din acest punct. În continuare, putem trage bucla exact pe aici. Eu o să tai firul. Și exact de aici vom începe partea din față, vârfului. Și de partea și de alta voi lucra câte 3 piciorușe scurte. De acum încolo, metoda este ca la orice alt papuc. Aduc firul roșu. 1, 2, 3. Prind în lucru capetele și continui. Un ochi de lanț, primul picioruș scurt și am început să lucrez cu croșeta de 1,75. Change.
6. În acest moment eu nu m-am conectat de talpă, am întors și am lucrat direct, fără să fac ochii lanț de întoarcere, am introdus croșeta și am lucrat. Încă un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am terminat rândul 2 din fața papucului și abia acum mă conectez de laterală prin două ochiuri alunecate. 1, bag croșeta pe exterior. 1, 2. Voi face în acest al treilea rând piciorușe mari reduse în fiecare ochi și voi începe al doilea ochi de la croșete. E ca la papucu clasic. Și voi avea în total pe rândul 3 8 piciorușe mari reduse. Primul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De piciorușe, pun semnele ca să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă voi conecta de laterala papucului prin două ochiuri alunecate. 1, 2. Încep al patrulea rând. Primul picior mare redus, aici. Aici îl introduc și voi face un singur picior mare redus. Pentru că pe acest rând va trebui să am 9 ochiuri. Și asta înseamnă că aici este numărul impar de ochiuri și voi începe aici. Primul. Unu. Și acum marcăm locurile unde vom lucra. În bucla următoare voi lucra un grup, sar două piciorușe, acesta este unul, al doilea și între pun următorul grup, după aceea iarăși 1, 2 aici. Și după aceea, aici. Două coloane ale piciorușelor mari reduse. Și atunci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și acum formăm modelul. Este primul rând din model. Este mai anevoios, dar important este să respectăm numărul total de ochiuri. La fiecare rând nou creștem cu un ochi. Îl fac pe al doilea picior mare redus din rândul 4, 2, 3, pun semn. Următorul grup, primul, al doilea picioruș mare redus din grup, următorul grup, doi,
2. Așadar avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am terminat rândul 4. Scot semnul și mă conectez de talpă în ordine cu două ochiuri alunecate. Vom realiza rândul 5, care are număr par de ochiuri, adică 10. În cazul nostru, fiind un model de câte două ochiuri, deci de număr par, avem următoarea situație. Atunci când suntem în rândurile cu numărul de ochiuri pare, cum este cazul rândului 5, distribuim câte la început și la sfârșit, câte un picior mare redus și în mijloc facem perechile. Și voi avea un picior mare redus, aici două, 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 două și încă unul. Vă arăt. Primul picior mare redus îl lucrez aici și în special aici, ca să conectez și să arate cât de cât uniform. Așa. Unul, un semn. Și acum, pardon. Așa. Și acum, în locul semnelor metalice, fac perechi. Doar că acesta este, aici este golul, doar că nu voi lucra grupul, perechea nu o voi lucra în gaura formată, ci mă conectez de buclele din rândul anterior. Oferă mai multă rezistență și soliditate feței papucului. O să se așeze mai bine. Deci, revenim. Am făcut un picior mare redus, pentru că suntem la rând impar, și acum în continuare fac pereche și ajung la al doilea picior mare redus din rând. 2. Mi-a plecat semnul. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aici, 8 și 9. 8. 9. Și al 10-lea o să-l fac aici. Aici. Cumva un gol care se formează atunci când întoarcem între fir și ochiurile alunecate. Și de acum încolo, modelul nostru se evidențiază. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Închid rândul cu două ochiuri alunecate. 1, 2. Acum sunt la rândul impar, pentru că la rândul anterior impar, deci acum am terminat rândul 5 și am 10 picioare mari reduse,
la rândul 4 am făcut distribuția primului ochi aici în exteriorul tălpii. Vom alterna. Acum voi face aici un picior mare redus și aici perechi. Pentru că, ca să nu avem o înmulțire evidentă doar pe exteriorul tălpii. Deci avem grijă, ne notăm frumos, la rândul 4 am făcut pe exterior, acum la rândul 6 fac pe interior. Aici fac un grup, încep rândul 6, da, imediat, după piciorul mare redus, lucrat anterior, acolo fac un grup. 1, 2. Și arată frumos. Se continuă buclele pe margine foarte frumos. 1. Și acum fac aici. 1. 2. Unde am roz. Următoarea pereche. 1. 2. Unu. Doi. Unu. Doi. Le marchez așa ca să fie mai vizibil. 1, 2. Pentru că e firul de așa natură încât nu se disting buclele ochiurilor foarte bine. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Am terminat rândul 6 cu 11 ochiuri. Fac două ochiuri alunecate și mă conectez de talpă. Am ajuns la rândul 7, care are număr par. Asta înseamnă că exact aici se și vede că lucru cere umplutură aici. Să umplem un pic ca să se așeze frumos. Avem 12 ochiuri de făcut pe acest rând. Asta înseamnă că suntem la număr par. Regula este următoarea. La început și la sfârșit, câte un picior mare redus, în interior lucrăm grupuri. Mă conectez de rândul anterior, primul și perechi între. Am ajuns la sfârșit de rând și fac un picior mare redus aici. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Două ochiuri alunecate. Acum, următorul rând, rândul 8, este impar. Avem grijă să facem ochiul în funcție de ce am făcut la parul următor. La interior sau la exterior. Regula este simplă. La rândurile pare, distribuim la început un picior mare redus și la sfârșit un picior mare redus între perechile. La rândurile impare, distribuim la început un ochi, un picior mare redus și după aceea lucrăm perechi. La o dată în interiorul tălpii și după aceea la rândul impar următor la exteriorul tălpii. Alternăm interior, exterior, interior, exterior la rândurile impare. Aceasta este regula. Și vom crește cu fiecare rând pe care îl croșetăm, creștem cu câte un ochi. Eu am crescut așa până la rândul 15, unde acumulez 20 de picioare mari reduse și
Doar până la rândul 15 am crescut, până când am 20 de picioare mari reduse. Am făcut 14 rânduri și acum îl voi începe pe al 15-lea rând, în care voi face 20 de piciorușe mari reduse. Pentru că avem de făcut un număr par de piciorușe, voi începe cu un picior mare redus aici, la început, și voi încheia cu un picior mare redus aici, la sfârșitul rândului, exact unde este semnul. Termin rândul cu un singur picior mare redus în margine. Și chiar am grijă să mă prind în rândul de margine, în roz în cazul meu. Așa. Mă conectez de talpă cu două ochiuri alunecate. De la rândul următor până la rândul 26, nu mai fac nicio înmulțire. Așadar, am continuat până la rândul 29. În acest punct, mă conectez cu un singur ochi alunecat de talpă și în continuare voi lucra pe partea din spate a călcâiului piciorușe scurte. La rândul 30 am nevoie de un ochi în plus și voi lucra 21 de picioare mari reduse pe partea din fața a papucului. 10. Mă conectez cu un ochi alunecat. La al doilea voi tăia firul, deoarece acum schimb culoarea. La stângul am ajuns aici, cu roșu. Am tăiat firul, iau firul roz. Voi mai face un rând cu model pe partea din fața papucului. Mă conectez cu un ochi alunecat de margine și continui cu piciorul scurt în ochiurile de pe margine. Și acum, ultimul rând de pe fața papucului înseamnă piciorușe scurte.
Am terminat piciorușele scurte, mă unez de margine cu un ochi alunecat și acum, ultima operațiune, este să fac câte un ochi alunecat baza tălpii pe aici. Încerc să scot firul pe aici pentru că nu vreau să tai. Aceștia sunt papucii mei de casă. Sper să vă fie util acest tutorial. Diagramele și instrucțiunile scrise le găsiți în secțiunea Tutoriale scrise de pe merceria noastră crochetdecor.ro. Tot pe crochetdecor.ro găsiți și tălpile și firele necesare pentru acest proiect. Acești papuși de casă reprezintă un proiect ușor de realizat și pot fi un cadou minunat și unic. Îți mulțumesc!